Vedeam oricând, stăteam cu el oricând și oricât, nu existau reguli din acelea Am pe care înțeles. aud și acum. Ne întrerupem pentru câteva minute de publicitate. Ne revedem imediat. Ce faci cu, ce ai făcut cu Mihai? Cum s-a derulat relația voastră? V-ați căsătorit Păi, imediat? am început să cântăm împreună în vara acelui an, după care ne-am apropiat foarte mult unul de celălalt. Deci, practic, voi ați fi dat regula că business cu plăcere nu trebuie amestecate. Voi l-ați lucrați împreună și regula, v-ați da, așa este. Oricum, eram atât de tineri încât nici nu... Nu spun că e ceva rău, pentru că multă lume o face. Da, bineînțeles. De fapt, nici nu cred că există o rețetă depinde, de succes. Depinde de, nu știu, de... Dacă există comunicare între oamenii aceia, știi, care sunt cele mai importante reguli într-o relație. Comunicare, știu. Respect, da. În fine, dragoste, mai multe. Dar până la urmă nu cred că există o rețetă... Nu cred, nu cred. Există atâtea... Așa e. Și ne-am, până la urmă, nu știu, m-am trezit la el acasă, după ce am plecat de la mare, practic am plecat separat. La două zile diferență. Dar după două zile, eu am venit după două zile și m-am trezit că... Mă sună și mă roagă să mă duc la el, de unde n-am mai plecat. Te-ai mutat la el? Da, pentru că cumva, nu știu, a făcut ceva de m-a... Te-a cucerit. Da, m-a cucerit și m-a făcut să rămân acolo. Și de-abia la un an, sau nu știu dacă de-abia, se poate spune de-abia, sau faptul că ne-am căsătorit la un an după, nu știu dacă... Ce trebuia mai a fost repede? Prea, știu, târziu sau prea repede. Nu știu să, cum să definesc eu. Nu l-ai cunoscut suficient? Oricum nu poți să cunoști un om după un an. Nici în... Nici după 10, poate. Da. Unii nu se cunosc după o viață. Dar tu te cunoști pe tine însăți? Cred că da. Poate că mai am niște laturi pe care încă nu le-am descoperit, dar sunt convinsă că dacă există acea latură, o să o descoper în timp. Pentru că e dificil dacă nu te cunoști pe tine să-l cunoști pe celălalt. Da, nu, în mare mă cunosc. Cam 90% să zic așa. Cum se desfășura viața voastră în afară de concerte și munca voastră împreună? Nu, să știi că un timp am stat pe bară, să zic așa. Și din ce trăiați? Nu mai plecam în concerte. Începusem să cântăm în cluburi de noapte, pe aici prin București. Imediat după Revoluție, nu? Da. Prindea la o foarte, vreme aceea, nu? Da, deja nu știu, parcă nu mai erau turneele alea de dinainte, da, de Revoluție. A fost așa o schimbare. Se deschiseseră multe cluburi. Da. Da, a fost o schimbare. Și... am fost nevoită să cânt în cluburi de noapte, în baruri, să zic. El era tot timpul cu tine, nu? Da, în restaurante, dar mă făceam apreciată peste tot. Dar lumea știa că sunteți împreună? Da. Da? Da. Adică n-aveai propuneri, eu știu, de la admirată. Se mai întâmplă, da? Dar se linișteau imediat. Mie mi-era foarte greu. Eu obișnuită cu scena mare, deodată pe o scenă mică. Mai intim. Mi-era foarte greu să mă adaptez, dar până la urmă m-am adaptat, am înțeles că trebuie și asta. Mi-am dezvoltat însă repertoriul. Am început să cânt foarte multe piese, pentru că acolo se cânta mai mult, știi? Nu... Și din repertoriul internațional. Da, sau... mai ales din repertoriul internațional, și pentru mine a fost o experiență. Nu știu, lucrul ăsta m-a ajutat să cânt altfel, nu? Am învățat de la fiecare solist în parte. Practic mi-am fost auto, cum să spun, didact. Am învățat să cânt ascultând
Solistul X, solistul Y. Diverse stiluri. Da, da, da. Și ți-am spus, pentru mine a fost... Să-ți modelezi vocea, probabil. Da, nu mă pricep, dar bănesc că dacă... experiență și nu-mi pare rău. Am cântat foarte mulți ani în piano, baruri, în afară. Deja am început să ies afară, da. Cum ați reușit să mergeți? Păi, prima dată... Erau niște filiere? Da, depinde, știi cum prindeai. Dar, se câștiga bine acolo? Da, mult mai bine ca în România. Și întotdeauna mi-am dorit să ies și să depășesc granițele României, să nu cânt doar în România. Mi-am dorit să, nu știu, să văd și altă lume, alte lumi. Și încet am început să mi se îndeplinească niște visuri. Și și cântatul ăsta afară mi-a ajutat foarte mult, pentru că dacă în România mi-am dezvoltat cât de cât repertoriu acolo, chiar că foarte mult, pentru că se cânta mai mult decât în România. Acolo... Și nu v-ați gândit să rămâneți acolo? Ba da. La un moment dat, da. Chiar prin 2001. Ah, de curând. Da. Când mi se părea mie că, nu știu, că nu mai merge. Și de ce n-ai rămas? Pentru că nu ne-au dat francezii viza. Crezi că dacă ai fi rămas acolo, viața voastră ar fi continuat așa? Ați fi rămas împreună? Nu știu, pentru că nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. Cât a durat căsnicia voastră? Aproximativ 16 ani. Felicitări! Știi cum e într-o căsnicie? Ai și momente bune, ai și momente mai puțin bune. Totul e să ai puterea să le depășești. Dacă la un moment dat nu mai ai puterea să le depășești, se rupe. Da, ați fost fideli unul față de celălalt 16 ani? Sincer, că mi se pare greu de crezut. Ei, uite, v-ar însemna să recunoști acum. Să divulg, să dau din casă și nu prea e frumos. Și nu o să spun niște lucruri pentru că nu vreau. Este, noi întotdeauna, nu știu, ne-am ținut ale noastre. Pentru voi. Pentru noi, da. Și, dar să presupunem, să te întreb altfel, dacă s-ar fi întâmplat, ai fi trecut peste? Peste ce? Peste infidelități. A, da. Sau el, și tu și el, dacă v-ați fi acceptat unul celuilalt. Cred că da. Deci înțeleg că nu asta a fost o problemă între voi. Da, nu știu dacă asta a fost. Nu, eu cred că, uite, mă fac să dau din casă. Păi nu, dar oricum nu. Au fost diferențe de temperament, diferențe de... Noi doi aveam fiecare în parte o personalitate foarte puternică. Noi doi fiind scorpioni amândoi. Și rest tot scorpion? Dar nu știu dacă asta contează neapărat. Dar eu știu ce v-a ținut pe voi 16 ani. Bine. Plus că aveam diferențe de opinii, nu știu. Fiecare gândea într-un fel. Și de aici poate intervenea și lipsa de comunicare. Dar nu cumva ați evoluat în mod diferit? Că totuși aceste diferențe de opinii... Probabil. 16 ani, eu am început să văd lucrurile altfel. Iar, normal că în timp ne-am maturizat amândoi. Ați crescut împreună. Dar fiecare vedea lucrurile total diferit față de celălalt. Ați pus punct de comun acord? Într-un fel, da. Într-un fel, da. Însă, vezi, lumea a reacționat foarte ciudat, pentru că și înainte, când eram împreună, se tot vorbea de nu știu, se mai vorbea de certurile dintre noi. Că uite ce i-a zis Mihai lui Nicol, că uite ce a făcut Nicol, că uite ce nu știu ce. Dar de unde știu? Să spun... Se întâmplau câteodată în direct la televizor. Nu vă puteați abține? Da, se mai făceau, bine, mai în glumă, mai serios, mai existau așa... Răbufni. Da. Și poate că
lumea nu l-a băgat în seamă atunci. Nu știu. Crezi că, adică tu ai, erai vedeta familiei și el era în umbra ta? Nu, pentru că și el la un moment dat... de fapt, noi ne-am făcut cunoscuți unul pe altul, să zic așa. Nu pot să spun că eu l-am făcut pe el sau el pe mine. Împreună am reușit să facem ceva. Și, numai că tu erai cea care și-a în față, era normal. Eu eram în față, normal, pentru că întotdeauna solistul vocal e în față. Și el dă interviuri prese, el... vorbește cu publicul, el, nu știu, el, dacă se întâmplă ceva rău, el le ia, că ce să mai... mai ales că sunt și femeie și știi cum e mentalitatea da, în noi țară. Aveți doi copii împreună, nu? Da. Fată și băiat sau ce? Fată și băiat, fată da. Și ați împărțit? E urât spus, i-am împărțit. Mă rog, noi ne-am dorit, deși la noi în țară nu există și mi-aș dori ca pe viitor să existe, pentru părinții care se înțeleg între ei cât de cât și care își doresc custodie comună. E, la noi în țară cum nu există. Să împărțiți pe săptămână sau cum? Depinde. Sau să vă înțelegeți voi? Da, o înțelegere... cum în cazul nostru, dacă eu vreau să stau cu copii o săptămână cu amândoi, ok, stau, uite, zic, vreau să stau săptămâna asta cu ei, săptămâna viitoare am treabă, te rog, ține-i tu, știi, la modul ăsta. Și crezi că voi v-ați fi înțeles la modul ăsta să nu existe... Da, eu cred da? Că ne-am fi înțeles, pentru că noi nu vrem să... Noi nu vrem și n-am vrut niciodată ca acești copii să sufere. Dar crezi că se întâmplă asta în momentul de față? Nu știu dacă... probabil că foarte puțin... Ce vârste au? 11 ani și 13 ani. Mulțumită. Dar cumva, nu știu, reușim să... Dar ei au fost obișnuiți să trăiască toți patru împreună, nu? Toți patru nu. Nu? Nu, pentru că al meu cel mare era la bunici, iar al lui cel mare era la mama lui. Ah, am înțeles. Da. Deci și nu Andrei niciodată n-a stat toți cu... patru. Ba, da, deci Andrei era liber să vină și să plece oricând. Înțeleg, acum fiecare a rămas cu câte un copil, practic, nu? Adică îi vedeți... Ne-am împărțit responsabilitățile, să zic înțeles, așa, deci. Dar nu există restricții. Nu există nu ți-l dau sau nu vreau să-l vezi sau auzi, nu știu, am înțeles cum un exemplu. Fac alții, dar, nu există răutăți. Dar între voi la un moment dat au fost niște răutăți și pe urmă le-ați depășit? A fost un moment de tensiune, nu? Da, a fost un moment de tensiune, nu pot să neg, îți dai seama că așa, e dar normal. L-am depășit pentru că am considerat că trebuie să ne înțelegem bine, măcar acum. De dragul copiilor. De dragul copiilor, da. Și eu zic că avem o relație ok, cât se poate de ok. Alții se... ați ajuns, okay la, și... ați ajuns la stadiul în care să vă faceți confesiuni unul la altuia? Încă nu. Încă dar nu. Nu se știe. Are și el o relație? Nu pot să dau dacă el nu să spun. Am înțeles. Deci, tu ai. Da, eu am. Eu pot să vorbesc în numele meu, dar pentru el nu-mi permit să vorbesc. Dacă el vrea să facă nu știu, o mărturisire publică, să vină și să o facă. Eu nu. Vorbește despre relația ta, ești îndrăgostită? Da. Da. De asta arăți așa de bine. Da, mulțumesc. Aici, uite, lumea și, mă rog, cine a vrut să înțeleagă așa, a înțeles greșit. Eu cu Mihai ne-am despărțit din alte motive. Nu pentru că tu sau el ar fi avut o altă relație. Nu. Îmi pare rău că se întâmplă lucruri de genul, știi, când se despart doi oameni, cineva trebuie să caute un țap ispășitor și să arunce în acel om cu pietre, să zic, nu știu, cu ceva, cu vorbe urâte. În cazul cu... de față, în cine a aruncat cu pietre? N-am urmărit la vremea aceea, a spus sinceră.
Păi, ba în mine, ba în el, uite așa era, se plimba de la unul la altul. La un moment dat erau niște comentarii pe net și despre Mihai și nu l-am înțeles. Niște comentarii răutăcioase, ba despre mine, ba despre el, ba despre nu știu care, ba, nu știu. Lumea n-a înțeles că cineva când vrea să se rupă de altcineva, nu o face așa de azi pe mâine. Bă, gata, astăzi vezi că m-a enervat cu lucrul ăsta și am plecat. Există un timp de gândire? Există un timp și la noi a fost mare. Există, nu știu... Ani? Da, poate ani. Noi am trecut și noi prin anumite... faze, da. Dificultăți, momente grele, nu știu... pe care, care unele au fost depășite, la altele nu. Și când se produce o ruptură... Pentru că oricum am de fiind scorpion, niciunul dintre voi nu uită. Mic. De iertat... de iertat nici iert, se pune problema. Dar de uit e mai greu. Sunteți și răzbunători? Eu nu sunt răzbunătoare, nu. Și dacă mie îmi spune un om că m-am răzbunat cu ceva pe el, nu știu. Eu sunt în stare să stau față în față cu el și să încerc și eu calmă. Cu ce. Încerc, crede-mă că chiar dacă, nu știu, copilul meu mă enervează, deci eu mă lupt cu mine și încerc să fiu cât de calmă se poate. Și încerc cu partenerul? Să... da. N-am, da. Nu mi s-a întâmplat. Să ai conflicte directe? Nu, nu mi s-a întâmplat până acum. Nu, pentru că e o altfel de fire. A, ne referim la partenerul actual? Da, da. Dar cu Mihai? Da, ne... Nu v-ați bătut? V-ați bătut? Nu, de bătut n-am bătut. Nu. E, cum să spun, depinde de omul de lângă tine, știi? Prietenul tău actual, ce zodie este? Pești. Pești. E mai calm. Da. E, decât să... dar numai cu zodii de apă ești. Da, e. Nu contează. La mine niciodată nu a contat ce zodie e omul. Bine, înțeles, nu. Nu, niciodată nu mă iau după asta. Mie, eu... trebuie să cunosc un om foarte bine ca să, nu știu, care, ca să mă aventurez într-o relație. Așa ai fost întotdeauna? Cred că da. Pentru că am văzut tot felul de exemple în jurul meu și am avut ce să învăț. De cât timp ești în relația aceasta? În care? În actuala. De un an și... și ți-e bine, ești liniștită. Da, pot să spun că sunt liniștită. Avem foarte multe pe cap. Avem de terminat un album. Lucrați împreună? Da, lucrăm împreună, uite, și de data asta. Și de data asta. Dar așa s-a nimerit să fie. Niciodată... bine, tu, la meseria pe care o ai, este și greu ca cineva să țină pasul cu tine. Poate asta este și nu știu, varianta cea mai bună. De obicei, eu vreau să fiu independentă, dar nu știu cum se nimerește să fie așa. Uite, când l-am cunoscut pe Mihai, noi nu lucram împreună, adică el nu-mi compunea mie. Și nici nu îmi plăcea ce făcuse el înainte. În timp, pentru că și nici nu mă țin minte cum a început. Am început să cânt niște piese care mie nu-mi plăceau, nu-mi ieșeau bine. El, lui nu-i plăcea cum le cânt. Nici nu credeam eu că o să ajung să lucrez cu el, sincer. Pentru că mie îmi plăcea un alt gen de muzică. El era cu rock-ul, el compunea pentru Iris, avea alte... Pentru că v-ați adaptat și da, ne-am adaptat în timp, dar nu m-am aventurat cu el într-o relație pentru că era compozitor. Deci niciodată nu am ținut cont de lucrul ăsta. Te credem, aici te credem. Nu, trebuie să mă crezi. Nu, te cred, pentru că nu cred că există... să ai un interes ca să... Nu, niciodată n-am fost așa.
Și despre ce vorbeam? Despre actuala ta relație. Îmi spuneai că lucrați tot împreună. Da, am lucrat împreună, dar am lucrat și cu alți oameni. Pe discul ăsta mi-am dorit să fie foarte multe nume. Și poate pentru că până acum era doar Mihai. Și să știi că eu mi-am dorit... Vrei să fie mai multe variante. Dinainte, ca să lucrez și cu alți oameni, să nu fie un singur om și cu ăla să mor, nu știu. Atenție, să lucrez. Da, bine, mă gândeam acum că așa, cam așa trebuie. Întotdeauna să ai un plan de rezervă, nu? Nu de asta, ci pentru că eu consider că la un moment dat te plafonezi dacă lucrezi cu un singur om. Intri într-un cerc și te învârți așa, încerc și nu mai reușești să ieși din el. Eu mi-am dorit dintotdeauna să mă implic mai mult, să mai lucrez și cu alți oameni, să nu știu, să fim mai mulți în gașcă, să nu s-a putut pentru că aș trebui să recunosc că n-a vrut și poate că și asta a influențat foarte mult relația, da. Pentru că nu poți să impui unui om să facă numai ce vrei tu. Ai ocazia acum în noua relație să nu mai lași, să stabilești regulile de la început. Da, nu, dar nici nu cred că trebuie stabilite. Cred că s-au stabilit așa fără tacit, fără ca să le vorbim, da. Am, pe discul ăsta nou am lucrat cu foarte mulți și ba chiar am reușit să, nu știu, să-mi pun și eu două piese ale mele. Și sunt foarte fericită.